Bun, rip acolo mustață. Hai, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou live. De data asta cu scenariu forță de la... De la brigada de deranjamente. Tata Bandit, Zalinka, Eddie Obretin și Robo. Și cei care au mai participat la acest scenariu, după cum știți, care l-ați văzut aseară la Tata Bandit. Bun, hai să nu mai stăm la discuții și să dăm start acolo. Hai să salutăm și noi lumea acolo până se încarcă scenariul. Raul Alexandru, salut, EAGM, salut Ștefan, salut Blurs, Tibi Mantrei Spotting, Ștefan Ionașcu, salut, ăsta e spiritul suspect, vă pup. Vă pup, vă pup, chat, vă pup. Ce faceți, ce mai ziceți, chat? Dă să scoși eu astea. Nu mergi mai prost? Așa, chat. Ia să vedem. Hai cu like-urile, hai cu like-urile și cu share-ul acolo pe grup, pe toate alea, să... Live-ul ăsta o să rămână public. Pentru cei care vor să vadă oarecum ce se întâmplă în scenariu, sau cei care sunt pasionați de trenuri. Claudiu Fedor, salut! Încărcarea o să fie un pic cam grea, dar pentru... Da. Mr. Moser, salut! Eu sunt cel mai pasionat de trenuri, am înțeles, Raul. Hai cu share-ul ăla masiv, hai cu share-ul ăla masiv, să facem și noi acolo 50 de like-uri pentru acest scenariu. 50 de like-uri, măcar pentru mine. Pentru mine și... Pentru munca, pentru băieților de la deranjamente. Mai faceți live? Nu. Asta o să fie singurul pe seara asta. Mai vedem. Inimioare acolo pe cea, Doamne ajută. Chat, mi s-a terminat țigările, era nicio problemă, mai avem un pachet. Hai că începe ușor, ușor să se încarce scenariul. O să dureze ceva timp până să se încarce tot, adică toate elementele, toate alea. Atâta ce pot să vă zic din impresia care am văzut aseară la scenariu și chiar am vrut să fac și eu. Super bombă. Top. Top. E acolo. S-a ridicat iar la nivel top acest scenariu. A fost nebunie aseară. Nebunie, nebunie, nebunie. Și ce mai zici? Cât costă jocul? Te duci frumos pe Eneba sau pe Instant Gaming, undeva la 5 euro jocul, și te duci frumos pe Real Studio și Train Motion acolo și îți cumperi toate asset-urile, toate hărțile și de extensie și de tot le găsești pe Real Studio și pe Train Motion găsești locomotive electrice. De unde ai luat scenariul? Scenariul găsiți pe Train Simulator România, frumos, căutați acolo pe Facebook. Acolo este pus de fratele Eddie Obretin
Și e pus și pe site-ul lui. Acolo, frumos. Acolo pe site găsiți scenarii de-a lui Robo, de-a lui Eddie și la mai mulți. Nu mai știu da, cine mai are scenarii acolo. Când ai moderator, mai vedem. Momentan stau bine pe moderator. Când o să fie nevoie de cineva, atunci îți bam. Ce greu se încarcă, da, adevărat se încarcă greu pentru că e pe HDD. Dacă l-aș fi avut și eu pe SSD era mai ok, dar având în vedere că am 8 GB de RAM plus normal la jocul ăsta aș trebui maxim 12. Și un SSD, jocul trebuie pus pe SSD, clar. Cine știe, probabil când mai încolo o să-mi iau un SSD doar pentru jocul ăsta. Și, na, o să fac atunci 3 partiți. O să trăiască poctănerul, bună seara, te pup, eu te urmăresc de fiecare dată, am înțeles, Claudiu. Chiar că am văzut că urmărești. Îl am pe hard și mi se încarcă în 4 minute. Păi, mă, Blurs, nu cumpăra, pe bune. Tu cred că ai și RAM-ul ca lumea, în primă fază. Că te ajută pe tine. Pe mine nu mă ajută nici RAM-ul, că consumă 8 GB de RAM power, plus, na. E, vezi? 16 la 2666, deci, despre ce vorbim? Nu compara la leaua neagră cu beșina porcului, totuși. Poți să stai, Claudiu, nu mă deranjează cu nimic. Uite, de asta pierzi moderatorul. De asta pierzi moderatorul, Claudiu, că, na, eu ies. Spor la joc. Like-urile alea ce mai zic chat? Facem și noi 50? Facem și noi 50? Blurs, unii mi-ai zis tu că trebuie să salvezi după ce trec de zona neutră de la Crivina. Până se încarcă ai cu 50 de like-uri, ar fi bine. Ai 21 de like-uri, foarte bine, mersi frumos. Îmi salvează înainte de zona neutră, înainte? De la Chitila. Înainte sau după? În fine. Aia de sub pod, acolo știu. Ai odată. De restart, nu-i mai dau restart. Că se încarcă el. Așteptăm mai mult, dar ei. Măcar se încarcă.
Da, de acum trebuie să intre. Sălbaticu, ai salutare, salut. Înainte de buftea, parcă. Hai, chat, hai. Finally. Pregătiți-vă, chat. Deja am emoții. Deja am emoții. Stimați călători, trenul Interregio 1746, din direcția Baia Mare, Brașov, sosește în stație la linia 3 și va pleca în direcția București Nord. Trenul are în compunere vagoane pentru Constanța. Vă dorim călătorie plăcută! Ți-ai băgat? Da. Da, să dăm drumul la pasageri, nu încă, sau? Deschide ușa la cabină. Hai, noroc cu metru! Domn mecanic, poți să ridici pantograful. E prinsă bine acum priza IT. Ok, punem în funcțiune locomotiva. Oricum avem timp până la și 5 când avem plecarea. Erau da, niște suspecți la primul vagon care mă tot întrebau de locomotivă. Păreau foarte interesați. Oare o fi de la minister? Hai mă, dă-i la balamuc. Hai să facem presiunea în conductă și să mergem. Anulăm DSV-ul ca de așa. DSV anulat, Tinduș, frumos, hâț. Cum se vede chat? Cum se vede? Hai să vedem dacă putem ridica pantograful. Încă nu. Trebuie să treacă de undeva de... Și-a trecut de 6 bar. Am ridicat pantograful frumos. Cât? Inversor înainte. Atenție, instalare Induș activă. Bun. Totul până aici. Ok. O capa. La și 5 trebuie să plecăm, da? Bun. Așteptăm. Frumos. Întunecat. Așa e fără. Așa e cu. Julian, salut o mecanic, salut, salut și ție, te pup. Avem deja prima pifă, plecare la și 5, ești cu puma, nu cu cocuța. Reluare TV, adevărat. Ia uitați mă, ia uitați chat ce vine acolo. O bobică și un marfar. Ia vezi chat, ia vezi chat ce vine pe aici.
Băgăm și noi aici viteza. O să poți opri la București, ori nu mai ziceți asta! Nu mai ziceți asta! Că am deși... mă ia cu palpitații grave. Mă ia cu palpitații grave acolo, jur. Deci mă jur că mă ia cu palpitații grave. Am plecat! Opzeci! Pop, mersi! Se calculează cât ar face Interregio pe această rută dacă ar merge constant cu 140? Mă, nu știu, dar e cel puțin... Ați auzit? Ați auzit și voi? Ați auzit și voi chat? Goarna aia, ați auzit-o și voi? Locomotiva din ultimul tren către Sibiu. Chehizule, salut. Ia uita-l. Salut, Daniel. Mă, du-te-n pălăria mea că te claxonez și eu, de ce aia? E kilometru, ai și eu claxon? Adică goarnă, că claxon are doar mașinile. Ia uite, scoate și fum, tati. Ia uite, pleacă și ăla la întu. Deraiem, cealalt! Haide! Așteptăm să rup tamponele în București. Să o crezi tu, că hizule... Să înceapă petrecerea, adevărat! Mergem cu versus, adevărat! 100! Ridicăm, chat, ridicăm! IDM Braz, avem și primul IDM. Ce ziceți de... versus și de domn mecanic? Dacă nu oprești în București, ștergi canalul. Hai că șterg eu canalul așa, dacă... 120? Versus, haide! Băi, doamne! 746 la Brazea, ai asigurată intrarea pe directă, fără oprire în stație și fără restricții. Te pup! Mersi! O, mergi mai prost, stai deja, că-ți revine.
Mersi, te pupi de meule! Ovi stângaciu, salut, salut! De aici versus 120. Aia zic, aia zic chat. Eu fac scenariul de ziua. Lupți cu 120, da, adevărat. Băga mea, ce m-am speriat. Băi, se trage. Stați așa, stați așa că se trage. Unde? Unde-i, bă? Stai așa că se trage, ies cu pânta la ei de bun. Stai așa că ies cu pânta. Bă, ies cu pânta, bă. Băi, ies cu bâta de acolo, mă duc cu bâta, da, bă. S-au început să treacă, e de bun, gata. Auzi, ta-ta-ta-ta, auzi. Mr. Johnny, salut! Bă, și tu 140 să fii, să fii mai tare ca 120. Acum, chat. Bă, dar ce se întâmplă în spate acolo, că e Tricker of Police în mai front, e mai haos, ești de bun. Bă, ce se întâmplă acolo? Coaie. Și acum începe alarma. De aici versus 140, aia zic chat. Iauzi, după împușcături și toate alea, ești de bun la cap, alarma! Jucăm ce să ești de bun la cap, ne ducem pe dans, băi, acum e imediat. Iauzi. Hop, 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 hop. Adevărat că jucăm să... Chat, aici da, trebuie să vină o zonă neutră, parcă prevăd asta. Gata, s-a terminat cu alarma, e gata, e pa. Domn mecanic, e groasă rău treaba aici între. Ia. Am fost luat o statici, sunt ăștia mulți cu arme automate, calașul, nebunii. Au tras și călători, e bahaos asta, e bahaos. E bahaos. Acum mi-au pus și arma la tâmplă și mi-au zis să zic să nu oprești. Mi dai talpă, frate, o ții la acolo, la 140, orice ar fi. Dacă oprești, ne omoară ăștia pe toți. Au tot arsenalul dispus. Nu opresc! E nebunie, frate. Te rog eu să nu oprești roata. Nu opresc, frate! Serios! Să străiască timp, mă... Îți somn de cuvânt. Știu că poți. Aia zic, te pup! Îi dau 140, cum au zis. Iar să-i zgomote ca de împușcături. Ce facem, domn mecanic? Mamă, ce nebunie e acolo. Asta e de Siro 256, da, adevărat. Dar neapărat, ca să nu fim opriți accidental de vreun semnal și după asta îi sunăm pe aia la bucă. Ei, sunt izolați indușii, să trăiască că, cu induși. O dădeam în bare, vreți să vă mint? Ba, cu atenție, ba, cu una alta, cu îți, cu au. Vezi că vine zona în pădurea asta. Ok, Blurs. Îți dă ora când mă îngoardă să prindă 140 ăla, mă, cați aici.
Aia zic. Hai să vedem, că ci că este zona pitea, hau, miau. De ce zic? Înainte de haltă, am înțeles. O, fratele, mă auzi acolo să trăiești de cup? Bă! 1746 am primit mesajul de la tine. Am alertat și noi 112. Se mobilizează acum ceva trupe prin gară. Dar sunt de aici, de ai noștri, șeful de post. Nu au ce să vă facă. Vezi că v-am pus intrarea pe directă, dar ieșirea e în abatere cu viteză sporită. Sper să nu deraiați cu 140 la oră. Nu am ce face. E trebuie pe linie. Baftă să aveți. Băgeat! Intrăm cu 140 pe abatere. Bă! Deraiem, chat! Uitați, poliție, elicoptere, două elicoptere în față, ești nebun. Deraiem! Domine, Fernandecu! Băi! Amin! Băi! Orice faceți, dar nu deraiați că murim cu toții. Au ăștia și bombele, e tot arsenalul. Băi, nu te mai tu băgat. Aici, înainte de Scrovita, e... E zona neutră. Aia zic! Am trecut de zona neutră, chat! Te pup eu acolo, te pup cu grijă, cu grijă! I-am dat direct, haide! Haide, chat, cu respect acolo, am trecut de zona neutră! Următoare, bă, e la Chitila, adevărat și asta, adevărat! Asta dacă nu mă înșele melodia de pe... În bătaia glonțelor, făcut de fratele Zalinca, îl pup și îl stimez acolo pe fratele Zalinca. Și respect acolo, vreau un mare respect în chat pentru brigada de aranjamente acolo. Vreau un respect în chat pentru brigada de aranjamente, vă pup acolo. Vreau un mare spam acolo pe chat. Vreau un mare spam acolo pe chat, respect brigada de aranjamente. Haideți, chat, că se poate, o mare spam! Nu vă lua cu asalt încă garnitura, dar suntem pe poziții. Încă îi monitorizăm pe pulangii ăștia de teroriști. Trăga sărcie, moanții ei. Aveți grijă când începe să trage, să nu ne nimeriți și pe noi. Să se termine dracu asta mai repede și să ieși în vii de aici, firar mama lor să fie de jencoși. Mamă, uitați elicopterul ăla, mâncavaș! Uitați elicopterul ăla, mâncavaș! Sunt două încă!
E frumos, mă, n-ai ce să zici. Bă, stai. 17.46 la Berișa, intrarea pe directă și ieșirea pe abătută cu viteză sporită. Iar, măi, pe directă și apoi abătută. Sper să meargă și la noi. Bă, mă, spirii abătută aia, să vă bată mama. A, uite, aici am mâncava și gura voastră. E bombă scenariu suspect. Ce vorbești de top, pe top, pe top? Deraiem! Florin Popa, salut, să trăiești! Quest! Câte se elicoptere cu aia aici? 1, 2, 3, 4, păi! S-a terminat șmecheria cu asta! Asta e melodia care e băgată pe bătaia gloanțelor acolo la sfârșit. Cu aia s-a terminat șmecheria cu scenariul ăsta. Nu știu ce, adică nu, la modul cel mai serios. Când te uiți la cineva, cum ar fi tata bandit, dă-i pup acolo să trăiești, Doamne ajută. Mă, te uiți, e ok, ai și acolo o treabă. Dacă nu-l faci tu, mâncați aici. E mult mai tare, te simți acolo, mâncați. Aude elicopterul cu aia. Melodia asta e plană bombă, vrei să te mint? Vrei să te mint că e pe forță. Gabiro, salut! Să trăiască Eddie, o bretin acolo, creatorul acestui scenariu, alături de brigada de aranjamente acolo. Respect acolo, fraților, respect acolo. Mă înclin în fața voastră, mă înclin în fața voastră. Vezi că s-au desprins vagoanele. Asta să fie problema, te puși să mă dau jurul. Mamă, de când îmi doresc să văd scenariul ăsta, că la bandit nu a apărut, nu a apucat, am înțeles. Un merg mai prost. Ce ne-a văzut în premieră a fost aseară. Alo, brigada de aranjamente, asta zic chat, asta zic, ăsta e spiritul. Până atunci mai băgăm o cola noi să ne... Raze Gaming, salut! Ne îndreptăm către buftea chat. Ham de raiat! Deja mă iau emoțiile de când văd de mine la buftea aici. Mă iau emoțiile, să mor. Să nu zici că e cu abatere, cu de-asta, salvează înainte de zonă neutră.
sus la intrare. Ok, ok, își dau save. Ce vrem noi să facem? Să dăm asaltul asupra garniturii și ceea ce vreau ca tu să faci e să mergi constant cu 140 de km la oră, iar noi vom veni cu două trenuri militare din dreapta și din stânga și să sperăm că băieții noștri vor neutraliza. Până nu primiți confirmarea că totul s-a terminat, păstrați viteza de 140 la oră. Ne auzim? Ok, ok, frate, ok. Auziți? Mecanic, să le ținem pumnii și să ajungem cu bine acasă. Să-i neutralizeze pe nemericii aceia. Până nu ne dau ce... Doamne, ajută! Că totul s-a terminat cu bine, rămânem aici pe poziții. Dar să se termine mai repede, că se apropie Bucureștiul și se termină și linia. Și cu 140 la oră... Opa! Andrei Marinaș, ai noroc! Mamă, deja sunt imobilizați pe aici! Nici bine n-am intrat în buftea și direct bam 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 bam! Ia uitați, stânga-dreapta acolo, pe forță! Bogdan, salut! Am dat save, da? Am dat save! Ia să vedem ce fac, 007, adevărat? Au început să tragă cu aia, ești de bun. S-a început să tragă cu aia. A început să tragă, s-a terminat. Iar ce pe aia prin spate acolo, îi aud. Urmează zona la pot, urmează zona la pot. Trei, doi, unu și jumătate. Hai, chiar, hai, nu mă dezamăgi. Asta zic, încă o zonă neutră, frumos. Aici la Chitila. Exact, Marinaș. Aici mi se oprea din cauza la inductor, nu știu. Asta nu știu. Nida! Domeca, suntem salvați! Teroriști au fost omorâți! Acum să vedem cum oprești! Aoleu! Suntem... Doamne ajută să nu mi se blocheze! Doamne ajută să nu mi se blocheze! Doamne ajută să nu mi se blocheze!
La birou a băgat un euro cel mai smecăr scenariu creditor, brigada de la Javente, live-ul, hai, 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 acolo! Mergi frumos! Stai, stai, stai! Ar să fie. Nu face frânarea. Nu se întâmplă nimic. Ajutoare, treci în sală și verifică ce se întâmplă. Mă duc să văd, dar se pare că nu mai răspunde la nicio comandă locomotiva. Domn mecanic, aici e un dispozitiv electronic ce blochează toate comenzile. Încerc să-i dau de cap și să repun locomotiva în funcțiune. Mamă, da. Cât poți de repede, fă ceva, că ne apropiem de nord și la 140 la oră o să facem prăpădă. Păi, ne apropiem de București, să vă trăiască vouă! Mecanic, să-ți trăiască! Bagă-ți mâinile la treabă! Mă ia cu călduri chat, mă ia cu călduri chat! Dați like, dați like! Ia uite și locomotiva 928, parcă. Cea care stătea stânghieră la Chitila, pe scenariu de rezervă Basarab. Aici ai... Mă iau emoțiile, chiar mă iau emoțiile, jur! Ajutoare! Zi repede că reușești, hai că nu mai avem mult! Încă puțin, domn mecanic. Cum îl fac, o să vă strig să faceți frânarea de urgență și să sperăm că ne vom salva. Zi și mie plus rapid cum să pun ambele astea, ambele frâne, ambele frâne și cadeul și asta la întâi. Suntem singuri care mai pot salva oamenii din tren. Că restul după aia, aia la întâi o bag eu și cu asta la întâi. Zi-mi repede, zi-mi repede tastele, 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 ajută-mă. Să-ți trăiască ție bărbații, să-ți trăiască ție bărbații și femeile și tot ce iubești. Nu știu. Am făcut manual. Hai de pula mea, coei, hai de pula mea! Coei, ajung în București! Să vă trăiască! Coei, tremur, ești de bun tremur! Mersi frumos, Blurs! Deraiem! Speeding deja, nu cred. Ajungem în gara, chat! Pune frână, domn mecanic! Oprește-te, 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 oprește-te! 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 Bine, mă! Bine, mă! Aia zic! Aia zic! Aia zic, chat, aia zic! Aia zic, ne-a salvat, chat! Chat ne-a salvat, chat! Chat ne-a salvat, chat!
Ce ne-am să facem? Chat am rezolvat, am salvat acolo. Din prima. Dar problema e alta. Scenariu complet! Scenariu complet sfârșit! Sfârșit la scenariu! Sechestrați în tren! Marca Suspect Gaming HD! Pe canal reușit! Frumos! Așa ceva! Și uitați la ce oprire, ce oprire, uitați! Uite-te aici! Uite-te aici, ce oprire! Mâncava-și gura voastră! Edi, te gândeai că o să opresc așa în stați în gară? La București, aici! Sincer, eu nu mă gândeam! Sincer, eu nu mă gândeam! Că opresc așa de aproape de buchiurile astea! Alții au vrut să facă șmecherii pe grup acolo, ești nebun? Ia să vedem. Chat. Avem bifă, chat, avem bifă. Încă un scenariu. Marca Suspect Gaming HD. Cred că ăsta e al, nu știu, dacă le număr, ăsta e al 60-lea fix. 60-lea scenariu terminat cu succes. De către mine, suspect. Ce buchiuri vrei, te-ai oprit în Dedeman? Să trăiască Romul, te buf, Doamne ajută! Mersi frumos că m-ai ajutat cu setările, ca să zic așa, cu FX-ul. Faci trenul defect? Trenul defect este făcut deja. Salut, Flamingo. 21 de persoane, incredibil, chat, incredibil, 22, incredibil, sunteți... Sunteți minunați, fraților, sunteți minunați. Fluvi, salut! Băi, chat, l-am mai făcut odată. Adică, ca să zic așa, l-aș mai face odată. Jur, l-aș mai face odată. E prea tare, e prea tare. Adică, partea asta, mai ales drobo cum a zis acolo, n-ai bifă? Raze? Stai așa un pic. Păi cum o dai? Stai așa, că o dai pe de-astea? Ce este acolo? Uite-te! Sechestrați în tren! You know? Hai că ți arăt așa! Sechestrați în tren! Ce e aici? Bifă, you know? Adică totuși! Cum o dai cu bifa asta? Derizeizeim și făt cu deraierea? Vrei să deraiem? Hai să deraiem! Hai să deraiem, hai să deraiem, hai să deraiem! Hai să deraiem la București! Hai să deraiem la București! Bifa am luat-o, hai să deraiem acum, hai să deraiem! Ăsta-i spiritul, salunașule! M-a lăsat cu gât! Prima dată am zis că, păi, salvez! Salvez că e bine! Hai da, agutim-o acolo! Vreți să deraiem, scrieți acolo! Am deraiat! Scrieți acolo, bagați acolo, spam acolo, am deraiat. M-a luat cu gâtul, m-a luat cu de toate, e de bun. Vă trăiască vouă. Băgați spam de la puternic, mâncavași. Acum facem de cu gureu, am deraiat, adevărat. Am deraiat, asta zic tu, oricum ești deraiat. Să îmbelești pula, Radu Garcia, te pup! Te pup, bro!
Bandita de raiat prima dată. Și condonate de la cap, eu am de raiat și se pun la cap. Mersi frumos, mersi frumos de dormă. Am de raiat la București, adevărat. Am bani de mă enervează, le-am dat la dușman boală de nu se mai tratează. Am bani, am bani de îi cântăresc, nu mai stau să-i număr că mă plictisesc. Așa o să sune, am de raiat la București, haide! Haide! Te apropii, Gabi, de suma de moderator, de 10 coco, nu mai zic nimic. Făceai pană la tren, am înțeles? Revino-ți cu vocea. Ce să faci, că o luat-o, o deraia și vocea, vrei să te mint? Cu aia a fost prea tare scenariu, deci jur m-a ținut, deci la modul... Bandila și Bău, tu la București, păi vrei să te mint? E casă. Aleu, jur. Deci oprirea aia, nici eu nu mă gândeam că o să o fac așa de bine. Jur. Deci nu mă gândeam că o să o fac așa de bine. Hai să deraiem la București. Ce ziceți? Hai de chat cu like-urile alea. Încă 6 like-uri. Încă 6 like-uri chat. Încă 6 like-uri și faci și 50. Sumă rotundă. Frumos. Deraiem. Am salvat și sechestrații. N-am murit. Prima dată, bam, acum o dăm pe partea alaltă, că îți mai cădem așa. Aveți ce intru, bam, forță! Tu ești de raia de Bacău, acum vrei și la București, ce e problemă asta? Aoleu, mă doare și mai ia gâtul și cu toate. Intri cu 140? Chat, vreți să vedeți o intrare cu 140 în gara București Nord? Nu, să mi se încarce și mie scenariul, că da, HDD. Hai să o facem, hai să o facem cu 140, hai să o facem cu 140, hai să o facem cu 140, cu 150, nu prinde locomotiva 150 așa. Un scenariu bombă de la Brigada de Rajamente de Obretim, Robo Zalinka, adevărat. Live-ul rămâne salvat pe canal? Da, frate, da. Da, fratele meu, nu mai scrie cu litere mari, Gabiro, că te arde robotul. Ești băcăuan de-al meu, adevărat. Sunt din Bacău, Moinești, dacă știi zona. Eu sunt din Onești. Ia auzi, mă, Florin Popa, sau... Falut! Aoleu.
Eu sunt din Tuzla, ce faci bine? Eu sunt din Brașov, am înțeles. Eu din Bacău, cartierul... Am înțeles, Tibi. Eu sunt de unde se dă ora exactă. Asta zic, nașule, asta zic. Bună asta, bună asta, nașule. Vă leu că mă rup la voce, ești de bun. Am avut emoții mari, am avut emoții mari, să vă trăiască vouă. Dar oprirea aia a fost demențială, jur, deci oprirea aia a fost demențială. Oare exact se dă din Londra până asta și asta, nu mă. Florin Dumi pune frâna de-o mecanic, adevărat, am pus-o. Vezi că am pus-o, vezi că poți să derulezi live-ul, poți să derulezi live-ul și poți să te uiți că am pus-o. Acum facem partea proastă, ca să fie bine. Ca să fie bine așa pentru distracție. Ia să vedem, prima dată anulăm de SV-ul și după aia. Hai să deraiem la București, chat. De ce? Nu îmi ia comanda. A scăzut viteza, teroriștii au crezut că vrei să te oprești și executat pe zi. Nu te cred cu aia. Păi da, mă, frate, l-am apăsat B și K, ești nebun. Am apăsat, frate, am apăsat compresor tot. Este mint. Am anulat DSV-ul frumos, apoi am apăsat capă, dar nu a vrut. Am apăsat blur, ce nu înțelegi? Că știu, prima dată DSV-ul, apoi compresorul. Dar nu mergea nimic, adică gen Q, wow, nu mergea nimic. Deci efectiv, de pe tastatură nu mergea nimic și nici de pe nici comanda din tren. Aia e ideea. Ai încă 4 like-uri, Mucavaș. DSV-ul e dezactivat. Nu mai înțeleg nimic. Nu, e chestia că după ce dai resume la o... Dacă ai pierdut o chestie și ieși cu electrică, eu știu că se dezactivează automat și trebuie să... Adică... devine DSV-ul activ și după aia trebuie să-l dezactivezi robul. Salut, Costi! Bun scriptul, adevărat! Eu am reușit să-l opresc, dar am pus și frâna de mână, și frâna de locomotivă, și frâna de la manșă.
Păi așa am făcut și eu. Am pus în felul următor. Când mi-a zis atunci, când mi-a zis IDM-ul Robo, pune frână, domn mecanic, am pus tot. Cadeul, partea aia lantă, tot de lângă cade, frâna de manșă și frâna de locomotiv aerotundă. Deci patru. Și s-a oprit. Oprește doar cu KD2 și reostatica. Păi am făcut, dar deja scenariul este făcut, e deja cu bifă. Eu am făcut direct partea bună. Acum fac o parte, ca să zic așa, pentru moment, pentru un moment mai bun pentru voi. Să deraiez la București. La București acolo, la București Nord. Dar nu mă gândeam că la când am văzut că deja intru în stație și când mi-a zis tu robot la IDM pe scenariu, pune frână domn mecanic, am zis că gata, nu mai gata, mă duc direct, deraiez, hai de Doamne ajută, cruci. Dacă n-am văzut că o scăzut aproape, când era aproape de tampoanele de la asta, o scăzut acolo peste 50. Și a oprit, vedeam că tot scade. Este nebunie, a fost nebunie pe chat. Dacă nu mergi nici de data asta, ei. Mergi mai prost. Deci prima dată dezactivezi, anulezi DSV-ul, apoi capa direct și să vedem dacă merge. Dacă nu, mergi mai prost. A, ei. Încă o dată vă spun și vă repet, acest live va fi salvat pe public să vă puteți uita. Hai să facem și 50 de like-uri acolo, vă pup! Val Ionuț, salut, să trăiești! Hai mă, odată! Te-ai încărcat odată, ți-am dat rezum odată. Trebuie să te încarci casă, lejer. Florin, să trăiești. Am dat like, mersi. Mersi, Valionuț. Hai odată, hai. Care era butonul Robo, parcă X? Să țin apăsat X-ul pentru DSV. Dacă nu mă înșel.
Țin X-ul apăsat cu 5 secunde maxim. Mersi, m-am ținut alea oarecum minte, dar nu eram sigur. Uitați chat, nu merge, deci nu merge. Deci nu merge nicio comandă. Activează postul. Păi l-am activat, am dat capa direct. Deci am apăsat, am ținut, fii atent. Robo, am ținut X 5 secunde, da? Am văzut acolo DSV anulat. Apoi am apăsat capa. Și nu s-a întâmplat nimic. Deci efectiv am apăsat capa și degeaba. Crede-mă, este a doua oară când încerc. Ai dat inversorul pe înainte? Dar n-am putut să fac nimic, am la post. Ce nu înțelegi? Era, am băgat cheia și am vrut să dau înainte. M-ai văzut că am încercat. Am încercat să-i dau. Să-i dau, să încerc, să văd dacă merge inversorul pe înainte. Nimic nu mergea. Crede-mă. Dă restart la joc. Uite, dau și restart la joc. Uite, ca să nu zici. Ca să nu zici. Că... Ia uite aici, bifă, da? You know, se vede. Stai așa că imediat facem să se vadă. Ia uite acolo, bifă, da? Frumos. Dau un... Mai încerc o dată să... Că mi-a zis Lobo. Încerc o dată. Dacă nu rip skins. Adevărat, dacă nu rip skins, dă-l în culo. Important e că am făcut scenariu acum. Important e că am făcut scenariu, am putut să o opresc unde trebuia. Am luat bifă. Aia e. De acum, ce se poate întâmpla? Ce se mai întâmplă? Am o dată. Intri în database sau salv? Hai zic. Drive? Păi mâine. Standard. Și dăm resume.
Ați văzut, mă, chat? Că dacă făceam partea aia cu deraiatul, să deraiez prima dată, uite, acum nu mai mergea. Am făcut bine că am luat bifă înainte și după aia facem distracția să fie distracție. Știi ce zic? Mai bine așa. O, să trăiască fratele Vaile, spor la joc, mersi! Ce fac, mă, Violence? Cum ești? Violence. Așa se pare că a fost și un contabil pe aici. Atenție, au venit mascații, adevărat. Se pare că a fost și un contabil pe aici. Nu știu la cine te referi, Daniel. Și nici nu mă interesează. Contabil, necontabil, să treacă acolo în caie și să tacă dracu din gură. Că la mine n-are ce să zică. Probabil, na. Dacă vrea să fie contabil în continuare, să... Mă refer că este un dislike. Ce mi-e un dislike? Ce mi-e 50? Păi cum o dai? 50 de like-uri și un dislike? Cum o dai? Cum o dai, Daniele? Păi, ori o dai ca lumea, ori nu mai dai. De ce zic? La modul ăla. Dă-o, frate, dacă tot o dai și ești mărdoi și dai dislike, ștare... Putea să fie 52. Și așa se conturizează într-un singur mod. Deci... O, să trească... Domnul de la Brigada de Deranjamente Zalin Cazal. No time s-a dus să trească... Nu ești. Nu ești, mă. Nu ești? Mare... Jmecher mai ești. Mă, frate, eu așa am văzut, adică... Eu spun din... Mă pupi în pulă, băi, Zalinca, eu așa am văzut, ești nebun la cap, a scris acolo, frumos, bam, bam, bam. Zalinca, știi ce zic? Adică, eu așa am văzut, eu așa relatez, ești din brigada acolo de aranjamente, du-te în chilul meu, te-ai pup, bă, fratele suspect acolo, Doamne ajut. Mă mir cum de nu au fost postări pe grupuri, că i-ar strica jocul. Să-mi trapul la... În cine a căcat cei care zic că strică jocul? Pe mine crezi că mă interesează? Auzi, mă, strică jocul, băiți! Ei, tăi direct cu minți! Că și în realitate ești de bun la cap, bam, 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 trebuie să-ți indici un DM, o chestie, o vrăjeală, o una alta. Ce se strică jocul cu aia, ești de bun? Ei sunt învățați cu aici de bun. Păi, stai așa. Stau pe scaun în fața unui calculator și aștept 50 de minute, o oră, până urcă pasagerii, până se dau jos. Dar n-ai vrea să le facă cine stă pe scaun și o muie?
Mă refer la cel care așteaptă, știi? Gen care are tata și... Și să nu se aude nimic. Și ce zic? Salut, Cipriez! Dar ce erau alea bughiuri? Că m-am mutat la final. Ai zis că nu crezi că te-ai oprit în... Așa am zis, Alinca! Hai de pula mea, coaie, la cât de, ești nebun la cap, la cât de transpirat eram, numai tampoane, ești nebun. Nu știu ce am mai zis acolo, să-ți trăiască ție. Crede-mă, la câte emoții aveam, ești nebun. Când am văzut că intru și în gară, ești la intrarea în gară și eu avem 140 și spune ITM-ul Robo în cască, frânează de-o mecanic, pe ce problemă e asta? Și cu lac și fără lac am frânat cu cadeul, cu toate alea, ești nebun. Și când am oprit, ce am zis? Aie, cum am zis acolo, gata, am oprit în bughiuri. Minte, adică, na. Iartă-mă pe mine. Salut, Bogdan Cristian! Ai băgat și reostatica? Am băgat toate patru. Am băgat de la manșă, cadeu, frâna aerantă de lângă cade și am băgat și frâna de locomotivă. Am o dată, te încarci. Să-ți trăiască măta. Eu vreau să fac partea aia cu deraiatul. Am deraiat! Haide! La Jibău. Nu, aici e București, frate, e București. Ploiești, vezi, București Nord. You know? Așa. No. De ce, coaie? De ce futu-ți pe măta în cură? Că doar am apăsat D-ul ăla și trebuia să o iei.
Dar de ce mi-e pantograful sus? Coaie. Eu nu înțeleg. Ceramăte. Ceramăte de cu mătru. Coaie, mă chinui acum, pe bune. Nu m-am chinuit la când m-au oprit și mă chinui acum, dar în Hristosul mă vei. Pe din 580, da. Ultima dată, chat. Ultima dată, dacă nu reușesc. A, e... Avea presiune că la sfârșit a conectat din juctorul, să știi? Că altfel nu se ridica pantograf. Nu uita de din juctor, da, frate. Hai că da. Se pare că nu mai deraiem adevărat și asta. Nu vrea, mă, nu vrea, nu vrea, nu vrea, nu vrea. Dacă nu se vrea, nu se vrea. Hai de reacu. Când mai faci live blues, iauzi? Când mai faci live blues?
Suspect, am încredere că o să-l convins să facă mâine. Nu știu, frate, după bunul lui plac, după bunul lui gust, după cum vrea el, că eu nu pot să îi zic la om, mă, hai să facem asta, hai să facem parte. Și cum s-a plictisit și vrea să lucreze și el în liniște, să nu mai fie multe alte treburi. Știi? Adică, na. După cum am zis, am luat o pauză, nu? Da. Nu cred, coaie. Nu cred, mă, du-te în Hristosul mătii, cu dijunctorul mătii, biserica mătii, de dracu. Suge mai în pulă de DSV. Am ținut X-ul ăla 5 secunde, tot de-am pulea, dă-l în pula mea. Bă, ce să vă zic, cam acesta a fost scenariul, am luat bifă din prima, nu mai zic nimic, ce să vă zic. Cam acesta a fost live-ul. Eu v-am pupat. Ne vedem pe data viitoare la un nou live. La, nu știu, vedem dacă facem mâine live cu un tren ceva. Exact în aceeași zonă. Aia e. Ce să zic? Eu ce pot să vă zic? Ne vedem pe data viitoare. Acesta a fost scenariul. Cu bifă, mersi frumos încă o dată Gabiro de donație. Vă mulțumesc și celor cei 55 de like-uri care s-au strâns pe acest live. Live-ul o să fie public, o să puteți să vizualizați și după aia. Eu vă urez multă baftă, numai bine. Ciao!